Deci ciudat ciorile vin de la Râșcani, merg spre centru și zboară deasupra blocurilor. Blocurile de pe strada Albișoara sunt un fel de autostradă pentru ciori care vin de undeva de la Păscut, de pe câmpuri, de pe undeva, de pe la vreun lac, ăștia ce sunt? Astea sunt vrebii, nu? Sau neponiat, nu? Parcă sunt grauri, dar și puteau să rămână iarna în Moldova, dar cele mai mari, sigur, sunt ciori. Roiesc deasupra capitalei. Se duc mai tâncă la Valea Morilor, acolo le-am văzut că stau pe copaci în noptează. Dar de unde vin, neponeat, nu? Și astea mici tot nu prea e clar ce sunt. Că nu par vrăbii, dar pot fi. Sunt prea negri, nu știu cum, pentru vrăbii. Vrăbile parcă sunt mai maronii, gri. Poate ziua e așa de posomorât încât nu-i clar ce culoare sunt. Iată, mai vine un stol de ciori. Oho, dar sunt multe, multe. Vin de la alt iaz, la aceeași oră. Curată autostradă. Numai că astea nu zboară deasupra blocului. Pe aici, pe deasupra gării Visternicieni. Cât să fie? Vreun milion, poate mai multe. Trebuie să mănânce tone pe zi. Dar de unde iau ele ce mănâncă iarna pe zăpadă? Pe la gunoi știu undeva să duc. Stol mai mic de vrebii, probabil, totuși. Zboară mai jos și mai agitat. Acolo și ciorile văd că se agită, nu știu ce o găsesc deasupra blocului nou, albastru. Vârtej. Peisaj urban. Înfricoșător.